au dispărut. Totul dispare, tot românul se pricepe la artă și la fotbal. Asta este clar. Ori e tragică situația noastră și am să spun peste tot că e o situație care nu se poate admite în continuare. Dacă respectul pentru creatorii profesioniști ar exista, cei peste 400 de membri din Uniunea noastră n-ar fi fost scoși din sala de pe strada Iuliu Maniu, care de 10 ani stă goală, unde s-au luat premii naționale și internaționale. Nu are importanță cine patronează. Este important ca cei care au preluat să-și ducă în continuare spiritul acestei țări, să aibă respect față de artiști, față de noi. Ori acest respect nu există, chiar regretatul nostru, pictor, de peste 100 de ani, Erdős Tibor, le-a tras atenția, fiți atenți că Iisus Hristos i-a dat afară din templu, nu pe artiști, ci pe comercianți și pe afaceriști. Nu s-a ținut cont nici de aceste observații pe care le făcea venerabilul și stimatul nostru coleg. Păcat pentru un oraș cu pretenții de mare centru cultural cum este Clujul, profesioniștii nu fac parte din ceea ce înseamnă buchetul vieții. Eu, ca să-mi apăr breasla, spuneam la un moment dat când am avut șansa să fie de față și primarul, și prefectul, am venit cu o metaforă din Vladimir Străinu, care spunea că nici sămânța nu seamănă cu tulpina, cu floarea, fiecare fiind un fapt de creștere, dar toate la un loc alcătuiesc un întreg indivisibil de viață. Deci dați-mi voie să milităm de mai departe că arta face parte din viață. Deci avem dreptul de a ne susține principiile și situația noastră în acest cadru. Numai altfel, dacă vom iubi arta și politicienii noștri vor iubi arta, ne putem referi la ceea ce spunea Marin Preda, că am început să devin moral după ce am avut prima spaimă. Noi invităm pe cei care ne conduc destinele să vină printre artiști. Poate vor avea dreptul la spaime, la spaime care să-i facă apropiați de fenomenul artistic de viață, să fie mândri că sunt în fruntea noastră, în felul acesta răspunzând la dezideratul pe care l-a susținut un mare înaintaș al nostru, Gheorghe Lazar, fericit este neamul acela care le are credincioși patrioți și oameni în rușință luminată.